Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la De ale dimineții, la Hunedoara 1 TV. O dimineață de vineri, așa, foarte frumoasă, pentru că ne apropiem cu pași repezi de sfârșitul săptămânii, când ne relaxăm. Nu ne relaxăm weekendul ăsta, când mergem la Țebea. Vreau să nu uităm că măcar o dată în viață trebuie să mergem la Țebea, măcar o dată în viață să reușim să dăm papucii jos și să intrăm acolo în panteonul moților desculți. Pentru că acolo sunt sfert convinsă că cei care veți face asta sau poate ați făcut-o, veți simți cu siguranță o energie deosebită. Bunătatea celor care dorm somnul de veci acolo, la Țebea, se reflectă asupra noastră. Dragii mei, știm cu toții că și emisiunea de ieri și cea de astăzi e dedicată nouă românilor. E dedicată nouă celor care simțim cu trupul, cu gândul și nu în ultimul rând cu sufletul, pacea, liniștea, și ne bucurăm de ceea ce am primit de la strămoșii noștri. Și vorbim din nou despre acea ladă de zestre pe care eu una sper să nu se pună praful niciodată. Și vorbim în această dimineață de lada de zestre a județului Hunedoara. Eu rămân ancorată în această frumoasă poveste și nu se putea să nu am astăzi alături de mine pe cea care eu o numesc doamna cântecului popular autentic românesc, hunedorean, Mariana Angel. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Mulțumesc din suflet că într-o agitație cotidiană ați reușit în această dimineață să veniți alături de noi aici la Hunedoara 1 TV. Cu mare drag am venit. Uite că Dumnezeu le rânduiește, că invitația ai făcut-o de foarte mult timp, însă așa am avut programul încât nu mi-am permis să vin vineri dis de dimineață la voi în emisiune. Dar uite că am venit și am venit într-un moment atât de frumos, încărcat cu atâta energie minunată pe care o găsim cu toții la Țebea și abia așteptăm să experimentăm acel moment al spectacolului și a întâlnirii cu istoria noastră, cu istoria generațiilor prin care care ne-au făcut traiul frumos acum, în această perioadă. Nu știu câtă lume e conștientă de valoarea pe care o are pacea în care noi trăim. Nu știu câtă lume trimite recunoștință pentru asta. Să ne gândim la bunicii noștri, la părinții noștri. Uite, părinții mei au prins, taică mea a prins, tatăl meu a prins războiul și era micuț, dar l-a prins și are amintiri de atunci. Iar noi trăim în pace și zâmbind. Cei care au urmărit emisiunea de ieri dimineață cu domnul profesor Alin Țambă știu că exact asta spuneam. Poate că nu suntem suficient de recunoscători pentru pacea pe care o avem astăzi noi românii. Poate că nu reușim să înțelegem că viața e dincolo de facturi și de tot ceea ce facem în viața cotidiană. Ne-am întâlnit ultima dată într-un platou de televiziune, într-o perioadă neagră din viața noastră, a fost în plină pandemie, când totul era altfel,
Și când nu știam, cred că ce ne aduce ziua de mâine, și cu toate astea am găsit acea perioadă puterea să trecem mai departe. Eu, știți, că am arătat, deși invitata mea poate nu a reușit să se uite la toate emisiunile, sunt convinsă, dar domnia sa este mereu prezentă aici la noi, la Dale Dimineții. De curând am avut o invitată, așa, în ghilimele, pentru că am avut o emisiune, chiar două, dedicate lui Drăgan Muntean, Dumnezeu să-l odihnească, și atunci a fost prezentă. Pentru că face parte din tot ceea ce eu iubesc, și sunteți mulți cei care sunteți alături de mine și mi-împărtășiți această iubire, știu din comentarii, văd, îmi scrieți și îmi spuneți de fiecare dată când ne întâlnim pe stradă. Nu suntem puțini cei care iubim comoara asta națională a noastră, pentru că nu suntem conștienți cât suntem de bogați. Și din pandemie și până astăzi, eu pe la treptii scenei, așa că merg să le văd, că mi-e tare drag și se umple sufletul de bucurie de fiecare dată când le văd că vin aici acasă la Hunedoara, mai ales invitata mea de astăzi, Mariana Anghel. Nu vreau să purședem mai departe înainte să-i mulțumesc invitatei mele din această dimineață. Am spus-o de foarte multe ori în emisiunile care le-am avut de anul trecut, din postul Crăciunului și până astăzi, și de fiecare dată când am ocazia spun asta. Anul trecut ne aducem aminte cu toții că s-a dat acea ordonanță a austerității. Iar eu am fost una din persoanele care am suferit foarte mult, gândindu-mă că oamenii din zonele rurale, la sate, faceți aminte că povesteam cu domnul Chiseli, la sate, în acea perioadă a sărbătorilor de iarnă, e poate cea mai frumoasă perioadă din viața lor, când se întâlnesc în acele cămine culturale, la acele spectacole, și socializează și se bucură împreună și așteaptă sărbătorile de iarnă, nașterea Domnului, așa, cu sufletul împăcat și curat. Anul trecut, să nu uităm că o mână de artiști hunedoreni au răspuns prompt atunci când domnul Ciprian Roman, de la Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara, managerul Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara, a apelat la mărinimia acestor oameni. Și așa cum au putut, printre alte spectacole care sunt programate, multe dintre ele cu un an înainte, au venit și au fost 23 de spectacole, un adevărat maraton de colinzi. Și am pielea de găină. N-o să uit niciodată că le pierdeam socoteala. Nu cred că știau când e zi și când e noapte. Mulțumesc! Mulțumesc pentru acei oameni pentru care ați făcut acel efort anul trecut și ați răspuns da și ați venit pentru a le bucura sufletele. Am venit cu mare drag pentru că în momentul în care e nevoie de a încălzi suflete, de a oferi, noi suntem primii pentru că noi știm să oferim din sufletul nostru. Asta facem noi cântând. Oferim din sufletul nostru. Și eu consider că am o inimă atât de mare încât intră întreg universul. Așa că am de unde să ofer. Cu generozitate. Și noi mulțumim și o spun în fiecare dimineață. Dragii mei, în momentul în care începem să oferim, Dumnezeu va face balanța și dacă dăm cu o mână, primim cu 10. Încerc să spun asta în fiecare dimineață. Ce s-a întâmplat de la pandemie încoace, ce a făcut această doamnă? Eu când am primit acel material într-o seară, am simțit, am plâns în primul rând,
și am păstrat cumva în, în sufletul meu dorința de a face ceva. Nu prea avem cu ce să o ajutăm, că face totul singură. Avem un material pregătit și vreau să ruleze. Bună dimineața, Andra, bună dimineața, Rosică, suntem toți astăzi. Și Andrușca la butoane, e șefă la butoane, Rosi șef la camere. Andra, te rog, vreau să dăm drumul la materialul acela primul cu costumele populare și în timp ce el rulează, să lăsăm pe doamna noastră frumoasă, e altfel, da, și aștept să arate cu totul altfel. Vreau să ne povestească despre ce eveniment e vorba și ce e cu costumele acelea populare. Sunt, doamne, sunt minunate. Sunt costumele din colecția personală care au participat, cu care am participat la Fashion Days Sibiu, zilele modei din Sibiu, un eveniment etalon, un eveniment foarte important pentru Sibiu. Și chiar în descrierea prezentării mele am spus că costumele acelea au două povești. Prima este povestea femeii care le-a conceput, care le-a cusut, care în momentul creației și-a cusut acolo propriile gânduri, emoții, trăiri, doruri, dureri și de toate. Fiecare costum are lucrul ăsta. Și a doua poveste este creată de mine, pentru că acele costume au fost purtate de mine în decursul carierei. Să zic, în cei 42 de ani de carieră. Și noi spunem mulțumim. Așa. Deci fiecare costum de acolo are două povești. Una creată de cea care l-a conceput și una, o poveste creată de mine. Știu clar de la cine le-am primit. Da, le-am primit. Deci eu n-am dat bani pe acele costume. Mi-aduc aminte cu emoție și cu aproape cu lacrimi în ochi cum bătrânele din satele de unde le-am cules îmi ziceau cu atâta bucurie: ia-le, maică, o să-ți poarte noroc. Știi? Parcă au fost încărcate purtat, cu energia s-au aia. S-au purtat noroc. Da, bineînțeles, normal. Că altfel nu eram unde sunt astăzi. Și bineînțeles că am primit și felicitări, dar am primit și cuvinte mai puțin drăguțe la adresa prezentării mele de la Fashion Days. Pentru că cum am permis costume atât de vechi și de autentice să fie purtate de niște fete care au pantofi cu toc și părul despletit și așa mai departe. E foarte adevărat că acele costume toate au și acoperământul capului complet. În unele, la unele costume am și ghete, la unele am opinci autentice din zonele respective, deci aș fi avut ce să ofer. Dar gândește-te că festivalul s-a deschis cu această prezentare. Ce poate fi mai minunat decât să aduci pe scenă, pe scena modei, moda de acum 100 de ani, nu? E minunat. Și gândindu-ne că costumele sunt toate din subzonele etnofolclorice ale județului Hunedoara. Adică sunt din... Uite, ăsta, de exemplu, care rulează acum, e costum de mireasă, e cusătură alb pe alb. Bine, lipsește șlaierul cu coronița, cu, știi? Nu lipsește nimic de Dar, acolo. Vreau să spun, uite, și ăsta este tot costum de mireasă. Am avut două costume de mireasă. Ăsta e...
aveți două costume, că le mai aveți. Le am, le am. Așa. Am avut acolo în prezentare, spuneam. Așa. Da, 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 le am. Și vreau să spun telespectatorilor să înțeleagă că în 10 minute, nu chiar 10, în 15 minute de când s-a terminat prezentarea colecției mele de costume, fetele au fost ajutate, adică nu, s-au dezbrăcat și le-au aruncat peste tot pe acolo prin cameră, iar eu cu Adriana, cu fiica mea, le-am adunat și le-am încărcat în două geamantane mari, pentru că fetele au îmbrăcat apoi costume din au îmbrăcat niște rochii de gală pentru următorul moment. Deci ele sunt modele, fotomodele, fetele, și au prezentat nu știu câte ținute în acea seară. Deci n-am fost doar eu la rând. Acum, nu că sunt eu în apărarea nimănui, dragii mei, stați să ne înțelegem. Suntem la Fashion Days, nu are nicio legătură cu o prezentare, cu un eveniment autentic românesc. Da. Să nu uităm că costumul popular a fost preluat, ca să nu folosim alte cuvinte, de case de modă, nu dăm numele, la nivel internațional. E o prezentare de modă, nu m-aș fi gândit să critic și eu sunt foarte... am primit critici chiar de la colegi de-ai mei. Cinstelor, da, ce să spunem, că au fost atenți la detalii. Aș vrea să văd... Uite, costumul ăsta este din nordul județului, din Țara Zărandului. E costum moțesc. Acum, foarte frumos. Fiecare are o particularitate, fiecare vine din câte o subzonă a județului. Bine, acum mai trec prin fața camerei. Ce camere? Că e filmare făcută de fiica mea. Deci, n-am avut filmare originală. Eu lansez o provocare celor care au comentat. Mi-aș dori prietenilor noștri care au voci, care ne critică, să organizeze un eveniment dedicat costumului popular autentic românesc, un eveniment autentic românesc. Le lansez o provocare și acolo probabil vor porta fetele și broboada și oprinca. Dar eu sunt dispusă să fac un astfel de eveniment în județul Hunedoara, dacă voi fi solicitată, cu de la o pincă până la vălitorile fiecărei acoperământul capului pentru fiecare costum în parte. Toate le am, toate sunt cu o poveste. Pot să fac și o poveste în timpul expunerii, pentru că să știi că eu nu mă opresc din evoluție, adică eu nu sunt doar profesor de canto sau solist sau eu încă studiez. Eu fac un master în muzică, fac în muzică religioasă, dar doresc mai departe să anul viitor să mă înscriu la un doctorat în etnologie, pentru că dețin atât de multe informații încât vreau să le materializez într-o ediție scrisă, și anume despre tot ce înseamnă obiceiuri și tradiții, adică partea imaterială a folclorului hunedorean, din culegerile proprii. Eu încă fac culegeri de folclor, o să zică tinerii, dar de unde, că nu mai avem de unde, că am încercat și noi. Nu știu cum se întâmplă, dar la mine vin oamenii și îmi spun, haideți să vă mai dăm niște cântece. Pur și simplu. Știu oamenii ce știu, mai bine decât prietenii noștri. Eu vă felicit și sunt mândră și sunt necăjită și o spun cu sufletul neîmpăcat. Pare rău că această colecție a fost prezentată prima dată la Sibiu.
Mi-ar fi plăcut să am imagini din arhiva proprie a mea și a lui Rossi, că noi batem târgurile și dacă nu suntem neapărat bineveniți de multe ori. Dar acolo unde putem, noi venim cu drag. Și mi-ar fi plăcut să vedem această colecție, tocmai pentru că sunt costume populare din acest, din acest frumos areal, județ, da. Pe care... Și bogat, uite ce e acolo, da. O adevărată frumusețe. Mi-ar fi plăcut să le vedem prima dată aici, acasă, la noi, în județul Hunedoara. O să se supere domnul primar de la Hunedoara că-i fur, dar nu o să se supere tare, că e acasă frumos și la Hunedoara. Dar județul ăsta e bogat, o spun de fiecare dată. Păi, județul e bogat că mare, în primul rând. Și apoi și că se bucură lumea de mine. Adică de tot ceea ce pot eu să ofer. Și pentru mine este o mare împlinire asta. Am fost vineri atunci la festivalul de folclor. Eu am o amintire foarte frumoasă cu Adriana, o salut. O iubesc, e de-a dreptul minunată. Mulțumim. Tot încerc să le adun într-o dimineață, dar poate mi iese cu voia lui Dumnezeu, într-o dimineață poate reușim să le avem alături de noi aici la Deale Dimineții. E o bucurie pentru mine când le văd împreună pe scenă și e o bucurie împărtășită pentru că nu, eu nu am reușit asta și cred că m-am dat mult prea repede bătută în ceea ce privește relația mea și al tatălui meu, care are o legătură directă cu această zestre, nu a județului Hunedoara, a județului Alba, că acolo sunt născută, dar tot mă simt aici acasă la Hunedoara. E o bucurie imensă când îi văd, când le văd împreună pe scenă și sar așa ca o mingiucă. Mulțumim că vă întoarceți de fiecare dată aici acasă la Hunedoara cu atâta bucurie. Și nu întâmplător, afișul am citit ieri dimineață la Țebea. Nu, am luat afișul acela și am avut așa o tresărire când am citit Mariana Angel și mulți alți interpreți hunedoreni și Ciprian Roman. De câți ani veniți la Țebea? Din 90. Din 90 vin la Țebea. N-am să uit ediția aceea unde am ales să port batic negru pentru că țara era în doliu după Revoluție. Și într-adevăr a fost o ediție cutremurătoare. Oamenii încă purtau în suflet acea energie și acea durere a pierderii atâtor persoane la Revoluție. Dar noi uităm repede prin ce trecem, se pare că. Revenind la Țebea, este un loc atât de încărcat de istorie, este un loc în care, așa cum ai spus tu la începutul ediției, că ar trebui măcar o dată oamenii să vină să simtă ce e acolo. Și noi suntem binecuvântați, județul Hunedoara, că avem atât de multe locuri importante, pe lângă faptul că este leagănul civilizației dacice, pe lângă faptul că avem leagănul spiritual la Prislop și în multe alte zone ale județului Hunedoara, pe lângă faptul că avem 5 mari subzone etnofolclorice cu personalitate maximă total diferite una de cealaltă, de o bogăție și de o varietate extraordinară. Pe lângă faptul că fiecare pietricică are istorie, da, suntem bogați. Județul Hunedoara este foarte bogat.
Atunci că nu vorbesc prostii, dar să mai aducem în fiecare emisiune, că pentru asta ne trezim, sau cel puțin eu mă trezesc la 3 dimineața, în fiecare dimineață, pentru că vreau să aducem acasă, prin intermediul camerelor de luat vederi, bucăți din frumusețea acestui județ. Și vreau să mai spun ceva, să știi că eu, prin intermediul videoclipurilor realizate în județul Hunedoara, am promovat bucățică cu bucățică ce am putut. Într-o priceasnă, de exemplu, biserica de la Densu, și acum cu mult, foarte mulți ani în urmă. În alt cântec, cetatea Devei și o panoramă a întregului oraș. În emisiuni televizate, întotdeauna când sunt întrebată de unde sunt, punctul zero pentru mine este că la Numic. Nu este alt loc și va rămâne pentru totdeauna că este locul în care m-am născut, locul în care trăiesc părinții mei și de unde îmi încarc bateriile. Apropo de încărcat bateriile, Andra, te rog frumos să pregătești primul videoclip și o să vedem imediat despre ce este vorba. Încerc până la finalul emisiunii să nu plâng. Și eu sunt cu lacrimi în ochi. Da. Pentru că sunt protagoniștii părinții mei și chiar peste o săptămână tatăl meu împlinește 92 de ani. Tocmai de aceea am creat acest cântec. Varianta frumoasă a străi viața. Asta pot demonstra părinții mei și cine vrea să vadă sau să ia sfaturi,
n-are decât să meargă să-i caute și să-i întrebe cum au trăit ei așa frumos până la vârsta asta. Am întrebat, că nu m-am putut abține, cine a făcut textul, cine a făcut melodia. Textul a fost realizat de o doamnă cu care eu colaborez, Daniela Turlea se numește. Iar melodia eu am creat-o. Bine, eu compun foarte mult și muzică ușoară și romanțe și diverse. Pricezne foarte multe am compus și versuri compun mult. Dar aici am venit cu ideea și am rugat-o să meargă ea mai departe, pentru că asta face permanent și atunci inspirația este mult mai mare. Cât de greu a fost să realizați acest videoclip? Sufletește, mă refer. A fost firesc, pentru că și tatăl meu și mama sunt pozitivi, sunt taică-mea cel puțin haios, adică el glumește non-stop și de multe ori mi-e așa, nici nu știi dacă a glumit sau a vorbit serios. Da, ei sunt un exemplu pentru mine. Eu din copilărie, de când am primele amintiri, n-am auzit în familia mea niciodată o înjurătură sau o ceartă, n-am auzit niciodată. Așa, un schimb de discuții care sunt fire și constructive, dar eu o ceartă sau lucruri negative, eu n-am auzit în casă niciodată. Și de la părinții mei, adică tatăl meu mi-a dat o singură palmă. Și dacă vă să vă spun pentru ce... Am fi curioși. Aveam vreo 30 și ceva de ani și am avut o dispută cu mama mea în care mi-am permis să ridic tonul. Wow! Și tatăl meu mi-a dat o palmă, a fost prima palmă pe care am primit-o de la el, în care mi-a spus că să nu mai fac asta niciodată, nu am dreptul să fac așa ceva pentru că mama este o sfântă. Îți dai seama că acum când povestesc că am noduri în gât, îți dai seama cât respect față de partenera lui de viață să-mi spună mie copilul lui că mama e o sfântă pentru el. De învățat, oameni buni. Hop, câte avem de învățat. Câți prunci sunteți la părinți? Doi. Eu sunt cea mică, mai am un frate cu 5 ani mai mare. O să povestim despre asta imediat, că mergem mai departe și mergem un pic pe repede înainte, pentru că vreau să aflăm și alte lucruri care ne vor tulbura sufletul. Iubește priceazna, știm cu asta cu toții, o auzim de fiecare dată la sărbători și la cele de iarnă și la cele dinainte de Sfintele Paști, dar mai iubește un lucru. Unde locuiesc părinții? La Călanul Mic. N-am vrut să spun eu, dar ieri când am sunat-o, acolo era și se juca cu nepoții, să vedeți despre ce e vorba imediat. Mergem la ce înseamnă după priceaznă cântecul patriotic. Există două mari iubiri. Iubirea de Dumnezeu, în care intră și familia și tot. Iubirea de Dumnezeu este atât de mare încât acolo este iubirea de familie, mamă, tată, absolut tot. Iubirea de Dumnezeu este cea în care ne scăldăm cu toții. Și a doua este iubirea de neam și țară. În momentul în care ajungi să cinstești străbunii, e ca și cum
ți-ai onora familia și strămoșii tăi, strămoșii neamului. Când îți cinstești și îți onorezi valorile lăsate de străbuni, este o formă de respect maxim. Și astea sunt cele două, iubirea de neam și țară, iubirea de Dumnezeu și apoi iubirea de neam și țară. Pentru mine cântecul patriotic este foarte important și nu există spectacol unde să nu cânt un cântec patriotic. Trebuie să ajungem să ne cunoaștem foarte bine misiunea în viață și să știm exact ce avem de făcut și să nu ne abatem de la drum, să mergem acolo, să ținem drumul drept. Să onorez și folclorul strămoșesc lăsat de străbuni, dar să onorăm și străbunii cântând, amintindu-ne. Eu fac doar o... În momentul în care cânt un cântec patriotic, doar amintesc oamenilor care m-au avut, care sunt în jurul meu, acele sentimente frumoase de iubire, de neam și țară. Doar atât trebuie să fac. Și asta este misiunea mea. Și acum punem întrebarea aia, că trebuie să o punem, n-avem cum. Cât de greu i-a fost Marianei Angel de-a lungul celor 42 de ani de carieră să nu se abată de la calea, de la menirea ei, să nu facă rabat. Nu mi-a fost greu deloc, pur și simplu a mers firesc lucrul ăsta. Adică când face parte din tine, nu face eforturi, totul merge normal, nu mi-a fost greu. Am cântat, să spun povestea, de fapt eu cântecul patriotic îl moștenesc de la tatăl meu, pentru că tatăl meu în clasele 1-4 a avut bucuria să învețe cântecele patriotice, primul, cel cu steagul de la Blaj. În perioada aceea l-a învățat și ăla a fost primul pe care eu l-am cântat și l-am învățat de la tatăl meu. Veniți români să cerem dreptul, să spunem tot ce avem în noi. Da, cântecul cu steagul de la Blaj. În perioada aceea în care el era în clasele 1-4, venea în vizită la învățătoarea lui un ofițer. Adică învățătoarea avea drăguț un ofițer și venea în vizită la ea. Atunci, ca să-și facă prezența motivată acolo într-o sală de clasă, corect, i-a venit ideea să-i învețe pe copii cântece patriotice. Și uite că au ajuns la mine. Vezi? În anii... O poveste. E nimic incredibil. Nu e întâmplător în viață. Da. A avut și el misiunea lui. Dar într-o vreme în care nu se plătește prea bine folclorul autentic românesc și nu mai vorbim de participarea că acolo clar nu se plătește la biserică, dar într-o vreme în care nu se mai dă prea mulți bani pe folclorul autentic românesc, Mariana Angel n-a făcut acea schimbare și nici n-a făcut acel pas în stânga sau în dreapta și nu l-a făcut nici fiica ei. Asta de menționat. Da, ea este mult mai restrictivă decât mine, adică în sensul că nici nu vrea să audă de altceva în afară de folclor autentic. Eu mai cânt, am cochetat și cu muzica ușoară și cu muzica internațională. Și internațională sau de frumoasele romanțe. Alea deja sunt... Eu mă refer eu la nunți aia. Cânt și sau la petreceri cânt și muzică de petrecere, dar filonul ăla frumos, curat, din autentic românesc, da. Le avem și noi pe ale noastre. Să știi că fiecare are liberul arbitru să aleagă în viața lui ce își dorește.
ce îi se potrivește la momentul respectiv. Cei care au ales să meargă și pe alt drum, este alegerea lor, acolo se simt confortabil. Eu m-am simțit confortabil întotdeauna să cânt ceea ce cânt în mod natural și normal, de o viață, și să știi că încă rezist. Încă sunt pe val, cum ar veni. În sensul că am concerte, sunt mulțumită cu ceea ce primesc după concerte, deci e totul ok. Încă rezistăm, nu sunt foarte mulți. Nu e ca și cum i-ai număra pe două mâini. Suntem o garnitură destul de mare, dar puțină totuși în comparație cu cât sunt, care mergem pe linia noastră. Și mă refer la și colegii din alte zone ale țării, care sunt pe aceeași dimensiune cu mine, care gândesc ca mine și încă rezistăm. E ok. Doamne ajută, asta cu garnitura, nu știu, trebuie să o păstrăm, nu știu, cumva trebuie să-i, măcar cu rugăciunea, să-i ajutăm, să le dea Dumnezeu sănătate, ca să nu pierdem afișul ăla de la TV. Am uitați-vă la el când aveți ocazia, pe rețelele de socializare, pentru că, într-adevăr, o simțim așa că pe afișul de la TV găsim oameni care... E o garnitură frumoasă. Da, foarte frumoasă anul ăsta și o distribuție frumoasă. Foarte frumoasă și mă bucur că domnul Ciprian Roman s-a hotărât să și urce. Exact. Pe și uite, mare bucurie, mare, mare bucurie. Uite, chiar am fost la aniversarea ansamblului profesionist Drăgan Muntean și acea emisiune a fost etalon pentru județul Hunedoara. Emisiunea aia poate fi folosită când vrei să arăți ce înseamnă județul Hunedoara din punct de vedere folcloric. A fost fantastică acea emisiune și chiar am felicitat și pe colegul meu Ciprian pentru munca depusă, Ovidiu, Cristian Fodor. Da, ei muncesc foarte bine împreună și au chiar realizări remarcabile aici în județul Hunedoara. Și ca să nu mai vorbim de maestrul George Câlțea pentru orchestra. Comorile, cum le da. Spun. Comorile și noastre. Și echipa de dansuri care a evoluat în ultimii ani fantastic. Deci acolo e muncă. Foarte multă muncă. Da. Și eu încerc de fiecare dată. Și nu se poate fără sprijinul Consiliului Județean. Corect. Și pentru anumite activități al primăriei. Deci e o echipă frumoasă, o echipă care pune în valoare ceea ce avem aici în județul Hunedoara. Un puzzle care arată din ce în ce mai bine, dragii mei, pentru că s-a tot completat în ultimii ani, exact, și sperăm să exact. Rămână așa, un puzzle care la momentul ăsta nicio piesă de acolo dacă nu trebuie mișcată. Nu trebuie mișcată, mai avem 5 minute. Aveam o melodie patriotică pregătită, dar mi-a plăcut să stăm și la povești, că de cântat o găsiți, dragii mei, cântă, melodiile le găsiți pe YouTube, și videoclipurile. Da. Dar, cred că ar trebui să povestim repede despre următorul și proiect. Vreau pozele prima dată, Andra. Da, să ne povestească. Proiectul la care am lucrat zilele trecute și chiar mâine pozele va fi... Pozele cu copiii, draga mea. Și chiar mâine va fi premiera acestei piese. De dacă nu la început, până găsiți piesele, pozele cu copilașii, dați preambulul de pe YouTube, Rosy, care unde se vede așa și sonor un pic, cei de acasă aud și sonorul.
Imaginile pe care le vedeți acum sunt de la noul videoclip Doamne, ținem neamul în pace, crește-i vretnici pe copii, pe dușmanii potolește să se poată mântui. Frumos, nu? Da, Rosie, te rog. Eu să te uiți. Aici am filmat în două locații. Aici suntem la în Densuș, la Transilvania Log Caps. Este locația lui Rareș Timiș, solistul trupei Impact, dacă vă mai aduceți aminte. Nepotul fostului primar de Hațeg, Nicu, care este prieten cu noi aici la Hunedoara 1 TV. O locație superbă, superbă, care are o combinare fantastică între vechi și nou. În domeniul ăla aș putea să fac vreo 5 videoclipuri în locuri diferite, unde să nu-ți dai seama că am filmat în același loc. Știi? E fantastic. Și am filmat, bineînțeles, detalii și poveste și așa, la muzeul satului Hațegan de la Peșteana. Și avem la Peșteana muzeul satului Hațegan? Da. Avem așa ceva minunat. E al doilea videoclip pe care îl fac acolo. Primul l-am făcut în 2010. Și avem pozele? Colegii mei au rezolvat. Aici este... Și rămânem la Peșteana, că vreau să văd cine e. Una din nepoatele mele, adică este fiica băiatului fratelui meu, care mă iubește maxim, și uite că am învățat-o să țină bine drapelul. Deci aici este frățiorul, frățiorul ei, și au făcut parte din acest videoclip pentru că era nevoie să fac o poveste frumoasă, o poveste în care să aduc acolo copii care cresc frumos. Am aflat în această dimineață că avem un muzeu la Peșteana. O să mergem să vedem despre ce îmi promit că după emisiune o să aflu mai multe detalii. Cei care simt românește, încă o dată, până ne luăm la revedere, pentru că mai avem foarte, foarte puțin timp, te rog, Andra, să lași imaginile de la videoclipul care va fi lansat mâine. La ora 10 pe canalul meu de YouTube. Chiar aș dori să vă abonați la canalul meu de YouTube, pentru că tot timpul voi veni cu noutăți. Și la pagina oficială de pe Facebook, Mariana Angel, pe Instagram, pe TikTok, mă găsiți peste tot, sunt modernă. Da. Mi-a plăcut imaginea asta în care, Doamne, ar trebui să facem asta fiecare dintre noi, măcar o dată în an, nu o dată în viață, măcar o dată în an. Trebuie să simți, trebuie să... Am îngheiat tricolorul, pentru mine e nelipsit în concerte. Eu sunt cu tricolorul în straița de cântat, permanent. Și îl port în suflet și îl ridic în fața publicului cu mândrie și cu asumare totală. Și cu respect și cu împăcare. Cu de toate. Și cu împăcare sufletească, pentru că după această emisiune, cu siguranță, schimbarea acestei femei minunate, am spus de când am văzut-o prima dată, invitata mea a găsit pacea, nu doar pacea în lume, a găsit pacea sufletească. Pacea și armonia.
Nu știu dacă... Nu există doar armonie muzicală, asta știu instrumentiștii foarte bine. Este și armonia care trebuie să o ai între tine, între tine și Dumnezeu, tu cu tine, tu cu cei din jur. Mâine la ora 10, sâmbătă, să nu uităm, la ora 10, adică mâine, 7 septembrie, da, pe canalul de YouTube al Marianei Angel, putem asculta o melodie patriotică. Doamne, ținem neamul în pace! Și cu ea descărcat în telefon, o luăm către Țebia și după ce ne închinăm frumos acolo la intrare, mergem mai și salutăm respectuos pe cel care e eroul nostru, al neamului, unul din eroii noștri, dar să nu uităm că se împlinesc 200 de ani de la nașterea acestui minunat om care a ales să se sacrifice pentru această țară. Dacă a fost sau nu sacrificiu, de bine, eu zic că ar trebui să ne gândim fiecare dintre noi când băgăm cheia în ușă și nu auzim nicio bombă pe deasupra capului. Și atunci înțelegem că Avram Iancu și-a făcut treaba. Și-a împlinit misiunea. Ne vedem duminică la Țebea. Cu mare drag, la Țebea și pe micile ecrane se transmite în direct. Așa e, o să o vedem și pe frumoasa Iuliana Tudor, revine la Țebea cam fiecare an și a fost dreptate invitata mea, o garnitură de oameni puternici la Țebea și pe lângă cei deja pe care îi cunoaștem și o garnitură de tineri foarte frumoși vor urca la Țebea. Eu voi fi acolo, dragii mei, și eu și Rosi și sper să aducem comori, bucăți din comorile noastre naționale de la spectacolul folcloric și nu numai, și să ne revedem săptămâna viitoare cu imagini de acolo, pentru că asta ne rămâne în viață, ce imprimăm, și să întoarcem tehnologia în favoarea noastră. Mulțumesc și mă închin. Cu toată iubirea. Până săptămâna viitoare, dragii mei, când ne vom revedea aici la Dale Dimineții, nu uitați să fiți buni. Eu vă rog să fiți buni și să lăsați iubirea, pentru că Iisus a pus acea bucată de scânteie în sufletele noastre. Fiecare dintre noi, unde bate o inimă, e o bucată din lumina lui Iisus. Lăsați-o să crească, să înflorească, să dați-o mai departe, nu o țineți acolo închisă, pentru că la un moment dat toată iubirea aceasta se va întoarce către fiecare dintre noi. Vă aștept alături de noi, echipa Hunedoara 1 TV, la Țebea, dragii mei, și alături de toți cei care simt că sunt români în suflet și în trăiri.